Dimineața. Astăzi o să urc pe jetimici în cabana Caraima. Acolo o să văd ce să mai fac. Știu, ursul, eu inconștientul, așa mor oamenii pe munte. Pentru cei care vor să deschidă o polemică pe canalul meu de YouTube, să-și păstreze cuvintele, pentru că o să șterg tot ce se va comenta aiurea, voi șterge. Mi-asum chestiunea în caos. Pe partea stângă, valea continuă, are săritori interesante și în partea superioară. Aversează pe partea dreaptă. La a doua traversare a Văii Caraimanului, acum se traversează de pe dreapta pe stângă. Fix 2 ore jumate de la plecare din Bușteni, pe jepinici, am ajuns la cabana Caraima. La 3 ore și 10 minute de la plecare din Bușteni, ajung la Crucea Caraima. O să continui pe brâna Văii Albe. I'm done.
Marea Albă. La 3 ore 40 de minute. Și un cobor acolo, până acolo. Și au terminat Marea Căștie. Ore de la plecare din Mășteni, pe grâna Marea Căștirei, în dreptul Pintenului Băiau. Grâna continuă acolo, trebuie să iese acolo și acolo sus, și aici după colț, o căpriță, după colț o căpriță. Și după colț este blidul uriaș. Aici am partea de am trecut și de porțiunea grea din traseu. Aici e foarte expus. Undeva acolo pe perete e un pitonaș. Da, bine, dacă treci foarte atent, te ții de stâncă. Ar trebui să fie tunel. Și aici în față blidul uriaș. Ducem încetișor. Uite că blița a luat-o la mână. Talk that talk. You knocks me out off of my feet. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Ow, 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 ow. La Galbinele, fix la 5 ore la plecare, am ajuns în dreptul hornului Gelepen. Albișoara Cruci, frumos așa, și cineva cu cruce pe acolo. Asta este creasta Băii Albe, terminația din Brâna Aeriană. Și brânuța mea, creasta Văii Albe, Valea Coștilei și creasta Coștila Galbinele. Colțul Galbinele, aici ieșirea din Hornul Coamei și partea nordică Coștila Gălbenă. Creasta Mălinului, Muntele Mălinului. Colțul Gălbenelei, Umărul Gălbenelei mai sus. Valea Scărușilor jos. O căpriță. Ce faci, fata?
Să nu dai cu pietre. Hai că am tăiat-o. Valea Malinului. E o traversare urățică aici. E un lanț, dar tot e urățic. Asta-i? La 5 ore jumate de la plecare, sunt la ieșire din creasta Mălinului, în jos, Valea Țapului. Asta mora. I heard you shot your little lady down, shot her down. Hey Joe, I heard you shot your lady down, down, down in the ground. Yes, I did, I shot her. I shot her down in the ground. Yes, I did. I shot her. Went down in the ground. I gave her the gun. I shot her. Cu această minunată săritoare în partea superioară. Jos. Cele nu știu câte zeci de sărituri. Zici. Deci la 6 ore de când am plecat din Bușteni, aici se termină BMC-ul, Brâna Marea Cuștilei, aici e Valea Priponului și coboară în Valea Cerului. Am, cred că o să închei în Valea Cerului și o să încep. Șapte ore de la plecare, sunt în Valea Cerului, la Golovan, terminația Văii Pripon. Aici e cresta Morarului și îi dau la vale la potecă și cam asta e. La 8 ore și 10 minute de la plecare. Este 18.43. Am ieșit în drumul de gura Dihan și mai am vreo 2 km până în Buști. Cam asta e.